Impulse. I wanna enjoy the hits. I'm gonna love you, love you. This is Good Vibe Station. Bun găsit, dragii mei! Din nou, dimineața pe doi cu Greeg și Cernat. A venit vacanța. A venit vacanța. Cu trenul din Franța s-a scumpit faianța. Las că eu vreau să zic de invitat, dar zi de vacanță. Vă rog, zic repede că vine Satoshi puțin după ora 9, o să fie aici cu noi. El nu e în vacanță, nici noi, dar zi cu vacanța, dragul meu. Ce s-a venit vacanța cu trenul din Franța, nu s-a scumpit faianța, în schimb s-a scumpit vacanța. De ce zic asta? A început deja explozie, nu de turiști, dar explozie de prețuri, băi, Mamaia, frate. Deci este fița fițelor să te duci la Mamaia să bei o apă plată. Da? Să bei o apă plată, uite, de exemplu, la 0,33 și să dai 13 lei. Ea și rimează, 0,33, 13 lei. Da, în fine, bine, am fost și eu odată și am mâncat aici pe la noi și am dat tot așa pe o sticlă de aia de apă minerală, mai bine beam vin, știi? Am dat, nu știu, 20 de lei. Dacă ai doar 13 lei și n-ai ce să faci cu ei, ia la 0,33, apă multă ca să bei, da? Ai înțeles. Greeg, mare poet. Deci, nu vine nicio rimă. Una la, fii atent, deci 13,033, una la 0,75, aoleu, deci 3 sferturi de litru, ca să zic așa, 21 și 28 de lei. Păi e mai ieftin să bei din mare, chiar dacă nu-i bine. Da, deci eu am zis 20, dar eu atât am dat la un restaurant undeva aproape de piața Dorobanți. Atât am dat pe apă, 20 ceva de lei. Și am zis că nu mă mai duc. S-a umplut, deci fii atent că s-a umplut internetul exact de bonuri, era să zic de bonuri valorice, de bonuri de alea după ce... De amenzi, da? După ce te duci la masă, de exemplu, la Corbu și mănânci niște chefal prăjit și o stridie murată, am zis bine că eu nu mănânc pește. Cum nu? Aproximativ. Bine, no, dacă ești din Ardeal, dar acolo nu prea, acolo nu-i cu peștele. Nici eu la Focșean noi nu mâncăm peștele. Îmi place cu slană, măi. Mâncăm vin, da. Așa. Deci, fii atent, și dai pe o masă. Deci sunt oameni care se plâng pe net și sunt prețuri de alea... Eu nu înțeleg acum, sincer, dar de ce să plâng, mă? Dacă când se duc în Italia sau în Spania, mă, de ce nu se plâng? Întreb și eu. Adică noi, pe mine chestia asta uneori mă enervează foarte tare, știi? Eu n-am întâlnit națiune care să se vorbească pe ea însăși atât de mult de rău cât ne vorbim noi. Măi, da, noi ne plângem de bani și fii atent că dacă mergi la Barcelona s-ar putea să ieși mai ieftin. Măi, hai, măi, da, bă, stai puțin. Ei bine, zi tu mai departe, hai. A fost un domn. Da. După ce că zrupi mașina pe drumul care duce la Vadu și la Corbu, ajungi acolo în restaurant și dai așa. Un șnițel de pui, 38 de lei. Șnițeluț, uite așa, cât telefonul ăsta. 38 de lei. Măi, 7 euro. Stai că este fără nimic. Okay. Dacă pui și cartofii prăjiți, 22 de lei. Da, 7 plus 5 euro, cât fac? 4 euro jumate. Da, 11 euro. Dacă mă duc 11 euro jumate. Ia, ce mănânc eu, mă, în Spania la restaurant de 11 euro? Ce-mi dă? Îți dă o porție de paste. Îmi dă un bol de paella. Îți dă o farfurie, că am fost eu în Barcelona și era cam 11 euro, era o farfurie. Zi mai departe. Da, paella, nu este șnițel de pui cu cartofi prăjiți. Ce are, mă, că-i paella? Zi mai departe. Mai avem așa... ia uite, hamsie cu mămăligă. Hamsiile se găsesc și la supermarket. Aici n-am ce să zic. Dă-o acolo de treabă. Hamsie n-am ce să zic. Hamsie cu mămăligă, 42 de lei. Da, mă, dar dacă mă duc în Italia și mănânc fruta di mare fresca, o iau de acolo cu... E 15 euro, 15 euro. Vezi și asta... Da, este fruta din mare fresca, nu este mămăligă. Mă, da, pita, de ce dai hamsie, mă? Asta e, până la urmă, o prinde... 8 euro, nu? Acolo dai 15, dai dublu, dai Italia, tutto bene, mi piace molto, la Mamaia nu pot să dau. Eu ho entrato, sono andato, ai înțeles? Am intrat în mare la Mamaia și când am ieșit aveam în slip 5 hamsii, dar fără să vreau și eram... Aveai și meduze? Nu, mă feresc de ele, mi-e frică, da, mi-e frică, da. Mai zic că mai vă zic cu borșul ăla cât costă. Borșul pescăresc mi se pare legit, 29 de lei. Bine, totuși că e o ciorbă, multă zeamă, multă apă, cam scump. Dar bagi apă de aia la plată la 13 lei, da. Da, e scump, nu? Da. Fiindcă fac cu apă la pet ciorba, nu? Acum, ca să nu înțelegeți. Ce viață vedem ce mai avem. Un suc 13 lei este ok, o bere 16 lei. Depinde cât este bere. Că dacă sigur e mică, sigur e mică. La 0,33. La 0,33, aproape 5, da. 5 euro și un pic, da. Să știi că Mamaia a ajuns să coste ciorba mai mult decât camera, pe cuvântul meu de onoare. Păi, mă, Greeg, dar eu nu înțeleg. Dar oamenii de ce se duc, mă? Eu am următoarea. Bă, uite că nu știu, bă, asta e și întrebarea mea. Tu când ai fost ultima oară la mare pe litoral? Zi. Vara trecută. Ba, dar n-am fost în Mamaia, am fost în Neptun, Olimpia. Eu n-am mai călcat, pe litoralul românesc din 2015 și lumea nu mă crede. Bă, nu vrei să te duci. Stai, mă, nene, acasă. Fă-ți tu borșul tău și te costă 7 lei. Poți să calci pe litoral, dar să nu calci în restaurant, fiindcă în restaurante ar trebui arborat steagul roșu, știi, când e furtună. Ha, că aia, da, să nu intri mare și în ocean, da. Să știi că, uite, am o veste, ci că Ministerul Apărării, e o glumă, da? Să nu mă las, ci că a făcut un team building la mare. Știi cum se face team building? Să ne cunoaștem mai bine, să ne unim, da, așa ca și colectiv. Să ne ducă și pe noi. Și să ne ducă și pe noi conducerea. Team building la mare. Ce a făcut Ministerul Apărării? Ministerul Apărării a trebuit să amaneteze submarinul Delfinul, că n-au mai avut bani să plătească nota. Extraordinar. Nu-mi vine să cred. Și mai am una, asta, fiindcă tot avem guvern nou, acum a ieșit fum alb la acela, Cotroceni este, nu? Da. La guvern a ieșit fum alb, sau nu știu ce ți-a venit ție cu fum alb, cu papa, cum este. Habemus guvernus, știu de la mama latină. Habemus hamsias. Habemus hamsias, 50 euro. Știi că noi am avut subvenție la litru de benzină 50 de bani. Eu aș băga 5 lei subvenție la litru de apă plată din Mamaia. Bine! Dimineața pe doi. Enjoy the hits. Bună dimineața, dragi turiști, viitorii vacanțiști. Ca să fii un vacanțist trebuie să fii cam finanțist, că n-ai bani. Nu termin cu vacanța. Păi nu vă măică. Nu vă duceți, oameni buni, dacă vi se pare scump, nu vă duceți. Pă bune, eu iarăși am chestia asta, nu e treabă de patriotista. Dacă nu vă place la Mamaia sau la Manga, le aduceți-vă. Hai să te sperii puțin. La Miconos sau unde vreți voi. Vrei să te sperii puțin? Obiectele din hoteluri pe care n-ar trebui să le folosești niciodată sunt pline de microbi. Și o să vă gândiți, prosoape, mai zim ceva, dușul, toaleta, nu, alea sunt curate. Deci există o doamnă, se numește Melissa Bank, este un super manager, Melissa Bank, Hanks, nu Banks, Hanks, așa. E verișoara lui Tom Hanks. Nu văd, mamă, că n-am ochelari, vorba aia. Deci Melissa, doamna asta, mă rog, este o super celebră manageră de la unui lanț hotelier foarte, foarte cunoscut și a zis așa. Deci, care este cel mai plin de microbi și bacterii obiect din camera de hotel? Tu care crezi că este? Nu știu, habar n-am. Hai zi așa, una, două. Cerșafurile. Bună asta, saltelele, nu? Saltelele, da, că-s pline de, cum se cheamă ea, carieni. Știi ce nu este aproape niciodată spălat și oamenii îl folosesc pentru a prepara și alte lucruri decât, mă rog, pentru ce este el destinat? Filtrul de cafea. Deci apărățelul ăla de făcut cafea, ci că nu este spălat niciodată. Și dacă tu te duci și zici, ce mișto, uite, am un filtru de cafea sau un... Da, tu ți-ai făcut cafea la filtru, la hotel? Niciodată. Mie îmi place la mic dejun. Exact, adică cum? Dar doamna ne zice, nu folosiți ăla, că ci că este cel mai murdar, era să zic altfel, ever. Da, mă rog. Ever. Dar cu toate astea, turiștii când se duc la hotel, îți mai zic una tare. E vreunul care a plecat cu filtrul de cafea. Da, măi, deci 1 din 5 turiști pleacă cu amintire din camera de hotel. Am înțeles. Și ce iau, mă, cetățenie aia, înțelegi? Păi, fii atent. Chiar tu ai luat ceva, ai plecat vreodată cu ceva? Pot să zic... Nu știu, stai să întreb PR-ul, pot să zic? Nu, deci PR-ul de la noi nu. Nu pot să zic, dar o să zic mai încolo. Nici eu n-am plecat. Ba nu, eu recunosc, știi ce îmi place să iau? Papucii aia, mă, nu știu de ce. Da, papucii aia de unică folosință, și eu. Da, aia nu știu de ce. Și eu. Ce am cu ei, papucii aia de unică folosință, îmi plac. Bine, aia oricum, dacă îi porți odată... Da, aia sunt de aruncat, sunt de unică folosință, dar știi care e faza? Eu îi iau, fiindcă zic așa, data viitoare când mă duc în vacanță, să iau la mine, că poate n-au papuci la hotel pe care să iau. Sau poate uit eu papucii. Dar din moment ce îmi uit eu papucii mei de acasă, normal că îi uit și pe aia de unică folosință. Deci e o chestie... Mi-a zis un prieten de-al meu care e manager de hotel la Cluj că a plecat unul străin, mă rog, că era un pic abțiguit așa, înțelegi? A plecat cu halatul. Dar cum, mă, s-a îmbrăcat cu halatul peste hainele normale, cum am fi noi așa, înțelegi? și a pus pantofi într-o pungă, ești în papucii aia, știi? Da. Și s-a dus la parcare jos și a plecat în halat. Vai de mine. Deci, prosoapele, da, prosopul, halatul, astea sunt una dintre cele mai furate chestii din camera de hotel. Evident, papucii de unică folosință, gelul de duș, săpun, șampon, periuță de dinți, pastă de dinți, cască de păr și mini trusa de custut. Toate astea care sunt consumabile, cu toate astea turistul pleacă. Am luat și eu odată o trusă, mini trusă de asta de cusut, că am zis o am tot timpul în bagaj, nu se știe niciodată când, nu știu, mi se descoase vreun nastre sau ceva. Da, de-aia n-au unele, să știi, deși au un număr impresionant de stele, da, de-aia nu mai au bureți, de-aia de făcut pantofi. Să știi că mi-am luat țeapă cu casca de păr. Am luat o cască de păr. Ce, ai nevoie de cască de păr? Păi nu, ideea era că ziceam, băi, este interesant asta, hai să o iau, că poate cine știe, îmi folosește vreodată. Am stoc. Eu nu iau, că nu mai am păr. Am stoc, dacă vrei îți dau. Nadina, Alexandra, colegele noastre, cască de păr vă dau eu, am de la hoteluri, da? Am strânse. Am înțeles, da. 0754 222999. Hai să facem o chestie, exercițiu de sinceritate. Ia pentru ascultătorii noștri. Ia să facem, să vedem. Voi cu ce plecați din camera de hotel? Cu ce suveniruri? A plecat cu felul, l-a smuls din perete. Tot un amic de-al meu, de la Fonten, serios. Mama, asta e deja... S-a enervat și a smuls felul, mă, din perete, da, mă, să plece cu el, incredibil. Și da, că din restaurante se pleacă cu solnițe și oliviere. Wow! De 0754 222. Mai una bună, dar 9, după ce 222 999. Facem un exercițiu de sinceritate cu voi. Cu ce ați plecat din camera de hotel? Ne scrieți pe WhatsApp sau ne dați mesaje vocale. Poate să fie și asta, cu iubita altuia, habar n-am, da. Pe WhatsApp ne auzim cu ce ați plecat din camera de hotel. Noi am fost sinceri, o să fim în continuare, că mi-am mai amintit eu o chestie. Mai am și eu câteva povești, da, da. Neața bună, Greeg și Cernat, suntem Dimineața pe doi. Dimineața pe doi. Good radio. Your number one for hit music. All the hits right here. We get started.